Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vorbim despre partea a doua a premiilor Team of the Season. Dacă în prima parte l-am făcut pe Leo Messi Team of the Season, astăzi o să impact și pe Fanny Ronaldo și o să-l fac și pe Cristiano Ronaldo pentru ca toată lumea să fie împăcată. În plus vom face și jucătorii Mystery SBC și la final încă doi jucători titulari Team of the Season în afară de Messi și Ronaldo. Așa că rămâneți aici pentru că avem treabă. Ok, prieteni, continuăm aventura noastră la premiile Team of the Season. Dacă mai țineți minte, ieri am rămas practic faliți, mai aveam 70 de vouchere, așadar foarte, foarte puține vouchere sau puncte pentru a mai face ceva. Din fericire a apărut Ultimate Team, să ne uităm ce era pe aici. Și evident, aici erau cei mai buni jucători de prin toate campionatele, cu niște cărți noi, aurii, care arată foarte, foarte bine, poate cel mai tare design din sezonul 2, niște cărți extraordinare. Și la atribute stau foarte bine aceste cărți, cu toate că nu sunt mari diferențe la unele cărți față de cărțile normale Team of the Season. Dar, de exemplu, la Ronaldo 97 era o mare diferență, pentru că acest Ronaldo 97 Ultimate Team of the Season cred că avea skill boost-ul Shot Power, care este unul dintre cele mai bune boost-uri pentru un atacant, dacă nu chiar cel mai bun boost la un atacant, dar mai erau și alte exemple, de exemplu Sergio Ramos mă interesa de aici. Sergio Ramos este un apărător foarte, foarte bun, iar varianta de aici era cu 1 overall mai mare decât varianta Team of the Season, dar ce să vezi, aveau același boost și practic această carte era cu maxim 2-3% mai bună decât cea Team of the Season. Așadar, după părerea mea, nu prea merita această carte, doar că arăta mult mai bine și dacă vreți să arate o carte bine la voi în echipă, e ok, dar după părerea mea o să mă mulțumesc și cu Ramos Team of the Season, dacă o să-l cumpăr de pe market sau o să-l fac mai încolo. Dar cel mai important și cel mai important, aceste cărți Ultimate Team of the Season nu se pot vinde nici acum, nici pe viitor, nu se vor putea vinde niciodată. Aceste cărți, dacă le-ați făcut, rămâneți cu ele, le creșteți sau le băgați la rank, faceți ce vreți voi, dar de vândut nu o să puteți să le vindeți. Și cum nu am vrut să bag toate voucherele pe care le puteam face aici în Cristiano Ronaldo sau nu am vrut să le iau nici pe acel Sergio Ramos, am hotărât ca toate punctele pe care le fac aici la aceste SBC-uri să le bag în puncte pentru La Liga și să-l fac pe Cristiano Ronaldo Team of the Season. Dacă mai țineți minte de la filmulețul cu Messi, mai aveam 2 noduri până la Cristiano Ronaldo, așadar mai aveam nevoie de 600 de vouchere, asta înseamnă 200 de puncte La Liga, dar este foarte ușor de spus pentru că aceste SBC-uri au fost foarte, foarte greu de făcut, pentru că la fiecare astfel de SBC aveai nevoie de un jucător titular, un starter, iar acei jucători nu se găseau pe market, trebuia să-i faci tu de la o ligă aleasă de tine. Și evident că am mers la La Liga, unde deja făcusem linia din mijloc și am început să iau jucători de 86, 87, 88 și chiar și de 91, o să le iau pe Piqué de acolo pentru a face aceste SBC-uri. Partea bună era că aveam linia din mijloc și doar mă duceam puțin sus, puțin jos și luam acei jucători cu mult mai puține puncte. Dacă aș fi început la altă ligă, m-ar fi costat mult mai mult. Aici era deja linia din mijloc făcută și nu mai bine mergeam sus, jos și luam acei jucători. Țineți minte, la fiecare SBC, sunt 5 SBC-uri, la fiecare aveam nevoie de un jucător starter care se putea obține doar de aici, doar de la una din aceste ligi. Nu se găsea nici pe market, nicăieri. Se vor găsi doar după ce vor deveni jucătorii titulari vânzabili, să le spun așa, după ce vor putea fi vânduți pe market azi sau mâine sau când se hotărăște EA să ne lase să vindem jucătorii starters. Ok, și în pregătirea mea pentru a face toate aceste SBC-uri mai aveam nevoie și de alți jucători în afară de jucătorii titulari din Spania, mai aveam nevoie de niște jucători pe care să-i bag pe aici și mă refer la jucătorii Mystery. Aceștia erau jucătorii SBC de la fiecare Team of the Season, fiecare Team of the Season avea câte unul, sper că i-ați făcut pentru că erau niște jucători ușor de făcut care nu necesitau foarte, foarte mare efort sau foarte mulți bani. Și începem cu primul de la community, este vorba despre Callejon, care este și cel mai mare overall pentru un astfel de jucător, 89 overall, și ce să vezi, la acest jucător erau activate skill boost-urile. Așadar, puteți profita de skill boost-uri și puteți face acest jucător foarte, foarte ieftin. Sper că l-ați făcut cu toții, pentru că chiar merita acest SBC. Și nu știu dacă a fost intenționat sau nu să putem folosi acele skill boost-uri, pentru că, ce să vezi, săptămâna următoare, când a apărut Team of the Season din Anglia, jucătorul era doar de 86, mă refer la acest Davis, și mai rău de atât, nu puteai folosi skill boost-urile. Adică jucătorii pe care îi vedeai aici, de atât erau ei, și de atât apăreau aici, nu mai erau activate skill boost-urile, deci era mai greu de făcut și jucătorul era cu un overall mai mic.
Acum, dacă ați făcut acest jucător, lăsați un comentariu jos și spuneți-mi dacă i-ați făcut sau dacă îi folosiți la voi în echipă. Eu i-am făcut pe toți până la urmă pentru că aveam nevoie de ei. Mă rog, doar de unii aveam nevoie pentru că, o să vedeți, nu i-am folosit pe toți la cele SBC-uri pentru că la cele SBC-uri cere overall din ce în ce mai mare. Dar pe băiatul acesta am auzit că îl folosiți mulți, că este un CDM foarte, foarte bun. Și ajungem la Bundesliga, unde este băiatul acesta un atacant care arată și el destul de bine. Vedeți, aici am folosit jucători de la Team of the Season care erau foarte, foarte ieftini la acea vreme. I-am cumpărat odată când apărea Team of the Season-ul pentru jucătorul respectiv. Cred că costa undeva la 300.000, 400.000 maxim pentru a face un jucător. Și pentru un jucător de 86 este foarte, foarte bine. Chiar dacă nu-i folosesc, v-am spus, la cele SBC-uri, o să folosesc acești jucători, cum ar fi băiatul acesta, la SBC-urile pentru Icons, mai ales când ajung la SBC-urile pentru Icons 2, 3, 4, când încep să ceară jucători de la anumite campionate sau de la anumite echipe. Dar ăsta este ultimul jucător, Quagliarella, sau cum îi spun eu, Acquarella, 86, din campionatul Italiei, cred că este italian și el. Ăștia sunt toți jucătorii Mystery SBC, cât ați făcut din ei, cât folosiți din ei, lăsați comentariile voastre jos. Ok, băieți, și acum, pentru că avem toate materialele de care avem nevoie pentru a face toate SBC-urile, haideți să mergem la ele să vă arăt ce jucători am folosit eu pentru a face aceste SBC-uri. Și la primul SBC aveam nevoie 85 overall, cu un jucător titular pe care îl vedeți acolo în stânga, plus alți doi jucători Team of the Season, dar foarte, foarte important, niciunul dintre jucătorii aceștia nu poate fi din EFL. Dacă nu știți care sunt jucătorii aceia, practic sunt jucătorii din Liga 2 din Anglia, aceia pe care îi primiți când schimbați voucherele în puncte. Dar știu că mulți dintre voi ați profitat de un bug care a fost la începutul ultimei Team of the Season și pentru primele 5 ore, cred, vă lăsați să băgați oricare jucător Team of the Season aici, așa că dacă ați profitat și ați băgat jucătorii aceia din Liga 2 din Anglia și a mers, bravo vouă. Din păcate n-am avut timp să fac atunci acele SBC-uri și iată-mă băgând acești jucători aici. Trecem la următorul SBC, care este deja puțin mai greu, 88 overall ne cere și am titularul în stânga, evident, din campionatul Spaniei, și doi băieți aici, Firmino și Sterling, doi băieți care îi găseați foarte, foarte ieftin pe market, erau undeva la 600 și ceva de mii, 700 și ceva de mii, bineînțeles că nu când au apărut aceste SBC-uri, ci mai devreme. Am colectat și aceste puncte, trecem mai departe, unde deja ajungem la 90 overall de aici, devenea din ce în ce mai greu și aici a început să trebuiască să bag XP și bani în acești jucători, pentru că a trebuit să-l cresc pe Ter Stegen, a trebuit să-l cresc pe Max și pe Iago Aspas până la 90 pe băieții aceia doi, și la Ter Stegen am băgat 1 overall, așadar o grămadă de XP băgați în acești jucători. Aici am început eu să mă îndoiesc despre aceste SBC-uri și dacă merită efortul, dacă merită banii băgați în ele. Nu știu exact, nu am făcut un calcul, e posibil să fi meritat, e posibil să nu fi meritat, dar până la urmă le-am făcut pe toate. A fost din ce în ce mai greu pentru că deja la următorul SBC ne cerea 91 overall cu toți acești 3 jucători și în ăștia a trebuit să bag suficient XP pentru a lua toate aceste puncte Ultimate Team of the Season. Dar nimic n-a fost mai greu ca ultimul SBC, unde aveam nevoie de 92 overall cu 3 jucători și aici l-am băgat pe Piqué. Acel Piqué l-am făcut starter din La Liga, băgat fix așa cum l-am primit, și pe acei 2 jucători am crescut, pe Alisson la 92 și evident pe Callejon, pe care l-ați văzut, primul jucător Mystery SBC. Și ăsta a fost cel mai scump și cel mai greu SBC de făcut, dar am primit în schimbul lui 750 de puncte pentru Cristiano Ronaldo, așadar sunt foarte, foarte mulțumit că am făcut aceste SBC-uri, acum am puncte să merg să-l fac pe Cristiano Ronaldo. Și evident că am convertit punctele primite la Ultimate Team of the Season în puncte la Liga. Nu o să mai arăt cum am convertit acele puncte pentru că ați văzut ieri la Messi, foarte mulți jucători de acolo și elite și de aur, dar important este că am făcut punctele pentru Cristiano Ronaldo și iată-ne aici la bifurcație, sus vedeți Messi este deja făcut, dar haideți să mergem în jos spre Cristiano Ronaldo și o grămadă de skill boosturi. La primul nod primim 1000 de skill boosturi, iar la următorul nod încă 1000 de skill boosturi, așadar până la Cristiano Ronaldo 2000 de skill boosturi și cu ajutorul acestor 2000 de skill boosturi am trecut de 13. Sunt foarte, foarte curios dacă și la voi cel mai slab skill boost pe care îl aveți în echipă, cel mai puțin upgradat skill boost, este agresivitatea, cel puțin la mine și la alți băieți asta este. Și iată-ne și la Cristiano Ronaldo, haideți să trecem peste acest skill game pentru că este foarte, foarte enervant.
să deschidem pack-ul și prima dată în acest pack mai primim odată logo-ul animat și ce mai avem aici? Evident, Cristiano Ronaldo atacant, versiunea lui atacant, foarte, foarte bună această versiune. Haideți să ne uităm puțin la atributele lui și are niște atribute fenomenale. Din păcate, nu are cel mai bun skill boost. Speed pentru un atacant este așa și așa, după cum vedeți, nu crește accelerația care este foarte importantă la un atacant și nici șutul, puterea șutului de fapt care este foarte importantă, dar odată ce intră în care o văd care finalizare foarte bună și vă pot spune că am jucat și cu acest Ronaldo și cu Ronaldo, masterul de la campanie și sunt doi jucători foarte buni. Dacă l-aveți pe acest Ronaldo, cu siguranță nu ați dat greș, este un jucător excelent care se descurcă foarte bine, dar dacă l-aveți pe Ronaldo Ultimate Team of the Season, cred că este cel mai bun Ronaldo din toți care au apărut până acum în acest joc, pentru că are acel skill boost foarte, foarte important, shot power, care crește accelerația, puterea șutului, oricum cel mai bun skill boost este acela. Și pentru că am mai rămas cu câteva puncte, voi face și alt jucător de aici, un jucător care mie personal îmi place foarte, foarte mult, este foarte agresiv, mai ales varianta lui Team of the Season, da, ați ghicit, este vorba despre Sergio Ramos. Cred că voi folosi acest jucător până la urmă în echipa mea, pentru că varianta lui Team of the Year, v-am spus, este foarte, foarte agresivă. Dacă și această variantă este agresivă, ar fi extraordinar. O să încerc să joc împotriva lui să văd cum este, dar după atribute arată foarte, foarte bine această carte. Și sincer, l-aș mai fi făcut și pe Cross 93, dar din păcate nu am suficiente puncte pentru a ajunge la Cross de 93, pentru că a trebuit să iau toți acei jucători titulari, starters, pentru a face SBC-urile, așa că trebuie să mă orientez spre altceva și o să mă orientez spre Piqué. Este vorba despre Piqué de la Community, care este un Piqué puțin mai slab de 90, probabil că va costa foarte puțin bani pe market, pentru că toată lumea ar putea face pe acest băiat, dar dacă este să fie foarte ieftin, o să-l folosesc la rank, la unul dintre fundașii mei o să-i dau rank 1. Și băieți, asta este tot ce am făcut eu la Team of the Season, niște premii foarte, foarte bune și evident, după părerea mea, cel mai bun eveniment din FIFA Mobile, ce-i drept a durat și foarte mult, dar haideți să sperăm că peste câteva zile vom spune despre alt eveniment că a fost cel mai bun, pentru că urmează campionatul mondial, evenimentul cu campionatul mondial. Sunt sigur că o să trebuiască să fac un filmuleț explicativ în câteva ore, așadar abonați-vă să nu ratați acel video și mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut filmulețul, dați un like ca să știu și eu. Până data viitoare, mai am și alte filmulețe pe care le vedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!